Bine v-am găsit, dragi telespectatori! Sunt Elvira Gheorghiță și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Prețuiește Sănătatea. Am venit pentru această ediție la Mănăstirea Turnu, Prahova. Am venit aici pentru că este un loc drag nou. Este un cabinet extraordinar, creat de un călugăr, medic, prieten de-al nostru, despre care am vorbit, dar care între timp și-a continuat studiile, a rămas devotat studenților din Spitalul Universitar de Urgență. Acum este doctor în științe medicale și asistent universitar, iar cabinetul Sfântul Dorotei de aici, de la Mănăstirea Turnu, este un exemplu de se poate. Se poate atunci când vrei să sfințești locul. Și locul acesta este sfințit de părintele, invitatul meu de astăzi, Protosinghel Pavel. Mulțumesc tare mult, părinte, că sunteți din nou împreună cu noi, domnule doctor. Doctor în științe medicale, vă felicit pentru faptul că ați trecut și de această etapă, sunteți acum cu doctorat și veți avansa garantat în scara ierarhică universitară. Mulțumim, doamnă, și te mulțumim pentru invitație, mulțumim telespectatorilor dumneavoastră că vă urmăresc și că cu interes și sperăm să țină cont de sfaturile colegilor mei pe care i-ați invitat Sigur, țin cont și de sfaturile dumneavoastră, că asta este important. Astăzi sunteți invitatul nostru și sfaturile dumneavoastră le așteptăm cu mult interes. Vreau să mulțumesc pe această cale părintelui stareț, ieromonahul Valentin Mâțu, pentru faptul că și de această dată a acceptat să filmăm aici în cabinetul Sfântul Dorotei. Și ca de fiecare dată trebuie să amintesc faptul că domnia sa este acela care l-a îndrumat, l-a povățuit pe părintele Pavel să urmeze medicina. Și bineînțeles că au existat și alte binecuvântări pe care părintele le-a primit de-a lungul timpului. De câți ani sunteți doctor, părinte? Din anul 2009. Deci deja a trecut un deceniu. În 2009 am început rezidențiatul și după examenul de specialitate în medicină internă am continuat și cu rezidențiatul în nefrologie și am fost încadrat și ca asistent universitar în Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Este extraordinar că nicio secundă n-ați întrerupt legătura cu studenții. Ne povesteați la un moment dat că, de fapt, ceea ce faceți dumneavoastră acum este extraordinar de important, spunem noi, pentru că învățați, de fapt, să recunoască o boală. Ceea ce cred că în acest moment, pentru orice medic, este foarte important. Întotdeauna am spus că sunt medici care, în momentul în care văd pacientul, din start pot să pună un oarecare diagnostic. Faptul că dumneavoastră învățați acum pe studenți să identifice pentru început din discuția cu pacientul, așa este sau cum se întâmplă această învățătură pentru studenți de a identifica o boală? Domeniul în care educațional în care sunt implicat se numește semiologie medicală. Exact. Semiologie medicală se referă la învățarea semnelor, simptomelor și a modalității de a pune diagnostic pe baza semnelor, simptomelor, pe baza examenului clinic și cum să integreze la interviul medical, la examenul clinic, cum să integreze și datele de laborator, datele imagistice, da, probele, analizele de sânge sau alte analize biomorale sau funcționale. Deci este într-adevăr o disciplină importantă, sigur că orice profesor își laudă disciplina, dar în medicină este cumva, părerea noastră și numai a noastră, este că medicina internă sau semiologie medicală este regina medicinei în general. Da, pentru că într-adevăr este și prima dată când studenții intră în spital și iau contact cu pacientul. Pentru că spuneați de semiologie medicală, într-adevăr, aș vrea să vă întreb dacă există anumite semne clare, inconfundabile, dincolo de rezultatele de laborator, care vă duc spre un anume diagnostic și cam care ar fi acestea?
Sunt multe boli care se definesc pe baze clinice, spunem noi, în funcție de semnele sau simptomele apărute la pacient. Una dintre aceste boli este insuficiența cardiacă. Insuficiența cardiacă nu se diagnostichează pe baza unor analize de laborator. Sigur că sunt foarte folositoare analizele de laborator, foarte folositoare investigațiile imagistice, dar diagnosticul se pune pe baze clinice. Întâi pe baze clinice. În ce privește, spre exemplu, insuficiența cardiacă, exact, simptomele sunt legate de acumularea de lichide, pentru că inima funcționează, da, toată lumea știe că inima este o pompă, da? Inima funcționează ca o pompă. Pompa trage lichidul dintr-o parte și îl împinge în altă parte. Insuficiența cardiacă se referă fie la faptul că inima, ca pompă, nu poate să tragă lichidul dintr-o parte și atunci lichidul stă acolo, spre exemplu, îi se umflă pacientului picioarele, da? Sau nu poate respira pentru că lichidul, deci sângele, se acumulează în exces în plămân, ca într-un burete, și atunci spațiul pentru schimbul de gaze, de oxigen și dioxid de carbon se reduce. Sigur că, pe de altă parte, spuneam că pompa împinge lichidul mai departe. Deci insuficiența cardiacă poate să se traducă și printr-o oboseală, prin faptul că da, nepompând suficient sânge în organism, da, la mușchi, la creier, atunci organismul suferă, da, o suferă de oboseală, fie ficatul, fie rinichii, deci nu numai este o stare de oboseală, numai, să zic, la nivel muscular sau al creierului. Da, da. Și există și alte boli pe care le identificați din start clinic, așteptând ulterior anumite investigații, da, care, da, se confirmă? Da, sigur. Ce ar mai fi? Mai sunt afecțiuni pulmonare care le bănim și de cele mai multe chiar le diagnosticăm pe baze clinice, cum ar fi bronhopneumopatia obstructivă cronică, prescurtat, da, BPOC, tatăl numește BPOC, da, enfizimul pulmonar sau și bronșita cronică. O altă boală, ciroza hepatică, iarăși este o boală pe care o bănuim pe baze clinice și ulterior, pe baza analizelor, ne dăm seama că, da, că ficatul a ajuns să nu-și facă treaba, dar să funcționeze, a ajuns să funcționeze mai prost. Da, sigur, sunt multe și cred că majoritatea bolilor au mai mult sau mai puțin un aspect clinic care să te ducă cu gândul la diagnosticul respectiv. Cred că semiologia, cum i-ați spus, regina medicinei, este cu adevărat o știință, o artă până la urmă, pentru că ai nevoie de multă prezență de spirit, de multă intuiție, să poți să coroborezi mai multe semnale pe care organismul le dă, pentru că trebuie să fim foarte deschiși, organismul ne dă niște semnale, depinde cât le putem interpreta sau cât ni se spune. Foarte interesantă această știință și mă bucur că dumneavoastră tocmai asta faceți, pentru că studenții chiar au nevoie, în afară de mașinile cu care lucrează continuu, au nevoie de fapt să descifreze. Eu cred că pe dumneavoastră sigur vă ajută în toate cele credința și Dumnezeu, să vedeți poate dincolo de ceea ce ar putea să vadă un medic, pentru că aveți și ajutorul Harului Divin. Se simte într-un fel acest lucru? Sigur că vorbeați de flerul medical. Flerul medical poate să fie, sigur, un dar al medicului, poate un dar chiar, să zic, născut, o inteligență născută. Însă sunt și alte elemente care trebuie să caracterizeze un medic în ce privește descoperirea unui diagnostic corect și, sigur, ulterior, pe baza acestuia și chiar și tratamentul. Medicul trebuie să aibă și să se învețe, nu numai că să aibă un dar nativ, dar să se învețe, să reușească să poartă o conversație cât mai reușită, să zic așa, cu pacientul. Și atunci pacientul nu este o mașinărie, pacientul este o persoană. Faptul că dacă vezi în bolnavul din fața ta o persoană, comunicarea este mult mai bună și pacientul se simte mult mai bine dacă îl vezi ca pe o persoană, nu ca pe un amalgam de mecanisme pe care tică sau nu tică sau nu tică suficient. Și le spun și studenților, prima etapă într-o conversație, prima etapă în relația noastră cu pacientul, care este? Și ei spun că trebuie datele de identificare ale pacientului. Nu. Prima este politețea.
și ei se luminează. Ah! Da, pentru că dacă ești un om politicos, dacă știi să vorbești de la început cu pacientul, să te introduci și să în viața lui și da, pe el să cumva să-l primești în viața ta, atunci înțelegi și pe el ca persoană unitară cu global, la nivel global, dar și el se poate deschide și poate să-ți spună și lucruri de care i-ar fi jenă să-i spună chiar unui medic sau, da? Și atunci cred într-adevăr că ajută foarte mult o credință în Dumnezeu, pentru că un om care crede în Dumnezeu și iubește pe Dumnezeu, îl iubește și pe aproapele și pacientul simte că îl iubește. Anul acesta este și anul dedicat de Sfântul Sinod Rugăciunii și cu atât mai mult cred că importanța rugăciunii, sau dumneavoastră ați reușit să vedeți trecând dincolo de ceea ce înseamnă creștinism, ci rugăciunea pe care o puteți vedea dumneavoastră ca medic. Acum facem separarea între monah și medic. Simțiți efectul rugăciunii atunci când vorbim despre pacienți în stare gravă sau simplu pacient, pentru că odată ajuns în spital, din momentul acela universul lui se îngustează, iar temerea pune stăpânire pe întregul organism. Rugăciunea pe care o face pacientul, ca să începem cu rugăciunea pe care o face pacientul, pentru că și medicul este sau nu monah, medicul este bine să se roage pentru pacienții lui, este bine să se roage și pentru el ca să Dumnezeu să-i lumineze și să aibă un echilibru cu care și o înțelepciune cu care să vină la patul bolnavului la spital. Dar vorbind despre rugăciunea pe care o face pacientul, sunt convins că rugăciunea îl ajută. Pentru că, vedeți, bolnavul trebuie cumva să-și integreze boala în viața lui. Și atunci el are o atitudine mai bună, mai pozitivă, mai pesimistă, mai optimistă față de boala lui. În funcție de această atitudine pe care o are față de boala lui, își poate înțelege boala, poate să-și accepte într-o anumită măsură boala și atunci o liniște sufletească, un echilibru sufletesc din această acceptare a bolii înseamnă o forță pe care sufletul bolnavului o aduce în plus în vindecarea bolii, pentru că un bolnav care este anxios, un bolnav căruia este frică de boala lui, acela este un bolnav slab, vulnerabil. Și atunci, fie că este vorba de o infecție, avansează mult mai, sau un cancer, atunci avansează mai repede. Ca și într-un război, dacă îți înțelege adversarul, dacă nu te lași panicat de faptul că are armament, de faptul că este înfricoșător, un bolnav echilibrat din punct de vedere neuropsic, din punct de vedere sufletesc, în primul rând, are deja cel puțin jumătate din războiul cu boala câștigat. Este important ca bolnavul să înțeleagă că trebuie să-și descopere boala, să-și înțeleagă boala, să o vadă la adevărata ei valoare, dar nu să o supraestimeze. De regulă, în momentul în care ne îmbolnăvim, aproape că panica pune stăpânire pe noi, am avea nevoie, sigur, de medicul care să ne ajute, așa cum ați spus puțin mai devreme, să ne îndrume, să ne spună, stai liniștit, etapele sunt acestea, uite, o să fie asta, dar nu te îngrijora. O să fie bine. E foarte important acest prim pas. De regulă, se întâmplă, apare o rețetă mecanic, iei medicamentele, dar panica continuă. Este extraordinar de important ca în aceste momente să reușim să ne rugăm mai mult. De regulă dispare și rugăciunea odată cu panica dispar cam toate. Întâlnirea cu preotul duhovnic, dacă există, este foarte importantă. În opinia dumneavoastră, pacientul caută medic creștin, i-ar plăcea să ajungă la un medic creștin, îl simte mai apropiat de el. Există totuși o rugăciune anume pe care ar trebui să o facă în aceste momente? Există o întâlnire cu un anume sfânt? Există, știți, oamenii caută de fiecare dată la cine să mă rog. Am auzit eu că este vindecător, este făcător de minuni, este... Spre cine ar trebui să ne îndreptăm în momentul acesta de panică, în care aproape că am renunțat și la rugăciune?
Sigur că în primul rând rugăciunea se face către Dumnezeu, că este care, da, Dumnezeu este făcătorul nostru, este Tatăl nostru, dacă o spune și în rugăciunea Tatăl nostru, da. Și trebuie să învățăm să-L simțim ca pe Tatăl nostru și să ne rugăm și să vorbim cu El ca și cu un tată. Sigur că Dumnezeu este până la urmă și doctorul, da, sufletelor și al trupurilor. Cu El trebuie să rezolvăm în primul rând problema bolii noastre. Pe de altă parte, doctorul este și el oglinda lui Dumnezeu și atunci trebuie, odată cu rugăciunea către Dumnezeu, altfel și avem încredere în medicul care ne îngrijește. Pe de altă parte, sigur că oamenii cad în puținătatea credinței și se gândesc, Dumnezeu e prea mare, prea pur, prea sus, prea abstract, prea departe de lume, eu sunt mic, sunt păcătos, să mă rog eu oare, și nu îndrăznește să spună o rugăciune către Dumnezeu, care, da, Tatăl nostru. Și atunci, sigur că este firesc să apară astfel de gânduri. Noi, ca bolnavi, să ne adresăm către cine avem, simțim o apropiere afectivă, sufletească. Oamenii se bucură și au o aplecare, se roage către Maica Domnului. Că e Maica Domnului, e Maica Domnului, dar este și Maica noastră. Dacă, e Maica, că dacă Domnul nostru Iisus Hristos s-a făcut, fiind El Dumnezeu, s-a făcut și fratele nostru, atunci Maica Domnului este... Da, este mama noastră, este și mama noastră dacă este el este fratele nostru. Și atunci ne rugăm ca și către mama noastră. Pe de altă parte, există acești medici, sfinți doctori fără de arginți, care au și fost medici în viața lor, da, sfinții Cosma și Damian, sfinții Chir și Ioan, da, iată, Sfântul Luca al Crimei, mai aproape de noi, da, Sfântul, mai sunt și sfinți care nu au fost medici, dar care au făcut foarte multe tămăduiri în viața lor, da, Sfântul Nicolae sau da, Sfântul Nichifor Leprosul sau Sfântul Ioan Rusu sau Sfântul Nectaria de la Eghina, care este foarte iubit de către bolnavii, pentru că într-adevăr au și simțit foarte mult ajutor din partea lor. Dar nu înseamnă că un sfânt se roagă mai bine, mai mult sau are mai multe putere în rugăciune decât altul. Ei sunt la fel de iubitori, la fel de eficienți în rugăciunile lor pentru noi. Dar ține foarte mult de curajul nostru și de a ne ruga unui anumit sfânt mai mult sau mai puțin. Și citeam la Părintele Arsenie Papacioc un cuvânt că având o problemă, fiind de sănătate sufletească, de ispită așa, nu știa cum să răși. S-a gândit el, zice, m-am gândit ca un copil să mă rog la Dumnezeu. Iisus, el cât se roagă la Dumnezeu? Și mai Maica Domnului, toată lumea se roagă la Maica Domnului, se mută la Sfântul Nicolae, Sfânt Mare, Sfântul Gheorghe, Sfântul Nicolae, Sfânt Sfinți Mari, toată lumea se roagă la ei. Cum, așa, când sunt atâția cu numele de Nicolae, se roagă la Sfântul Luca, care îi poartă numele. La cine să mă rog și eu, la care să nu se roage așa toată lumea și să fie mai puțin ocupat între ghilimele. M-am gândit ca un copil. Și ce credeți că i-a venit în minte? Îngerul meu păzitor, nimeni nu se roagă la el. Că e al meu. Mi l-a dat Dumnezeu să am gâși. Și a început să roage, Sfint Îngere Păzitorul vieții mele, Dumnezeu mi te-a dat mie, nimeni nu se roagă la tine. Te aștept să mă rog eu? Iată, și a început să roage la Sfântul Înger Păzitor și foarte mult folos a avut. Iată, un sfânt către care practic ar trebui să avem cea mai mare apropiere. Pentru că e al nostru. Da, pentru că este al nostru, da, de Dumnezeu. Și iată cât de mult îi iubește pe Sfinții Îngerii Păzitorii Dumnezeu. Chiar Mântuitorul spune că să nu defăimați pe unul dintre aceștia mici, adică pe oamenii sărmani. Nu e vorba de copii, e vorba de oamenii sărmani. Nu, pentru că îngerii lor, păzitorii, de-a pururea văd fața Tatălui meu în ceruri. Vedeți cât de noi, că-i cam disprețim, că sunt ăștia, sunt niște îngeri mici. Nu sunt îngeri, foarte mult iubește Dumnezeu și foarte mult le ascultă rugăciunile. Și cu siguranță sunt convins că și în boală, dacă ne rugăm Sfântul Înger Păzitor, sigur ne ajută enorm. Foarte important, într-adevăr, nu ne-am gândit niciodată așa. E un interesant, Papa Cioc. Exact. Ne-a adus această revelație. Această revelație. Gândindu-se ca un copil, vedeți cât de mult primim de la Dumnezeu în ce privește învățătură și har atunci când încercăm să gândim mai ca un copil așa. Acum, din punct de vedere medical, cum ați privit această pandemie, care nu știm când se va sfârși sau ce forme va mai lua? Ca fenomen global care vedeți că ne-a
cumva atins aproape toate domeniile societății absolut umane, de la începând cu partea de medicină, de epidemiologie, de partea de boli infecțioase și sigur au fost practic implicați cu toții în, pentru că pandemia a implicat, ați văzut, și partea politică a societății și partea, ne aducem aminte că a implicat chiar și viața religioasă, vedeți, s-au făcut slujbe online, mai ales în perioada de urgență, am avut restricții, mai mult sau mai puțin comentate, apoi a fost problema vaccinului, face bine, face rău, cât și societatea de multe ori a fost scindată, polarizată în jurul atât în ce privește pandemia, apoi în ce privește vaccinul, în ce privește restricțiile. Ce credeți că trebuie făcut în astfel de momente? Pentru că nu știm ce urmează. Cred că trebuie să învățăm multe lucruri din, să fim un pic mai realiști, să învățăm un pic și probabil că vom avea mult mai multe date din studiile retrospective în ce privește diferitele modalități de a se lupta cu pandemia. Vedeți că anumite state au avut o politică diferită poate de altor state. Și atunci am putea vedea retrospectiv unde s-a reușit mai bine, da, unde s-a reușit mai puțin bine. Este important să ne rugăm și să avem un echilibru. Ați văzut că a fost nevoie de foarte mult echilibru sufletesc, foarte mult echilibru în ce privește nebunia informațională. Cred că trebuie foarte mult echilibru și foarte multă rugăciune și chiar citeam la Părintele Iustin, fiind întrebat ce să facem că în ispitele care vor veni în viitor, că Părintele a spus că vor veni ispite chiar înfricoșitoare, a spus un lucru foarte important, rugăciune. Nimic, nicio informație nu va putea fi atât de bine probată, dar rugăciunea vă va face să aveți pace în liniște și să discerneți cât se poate de bine între informații. Vedeți că informațiile pot fi adevărate, dar impactul poate fi foarte, foarte, foarte grav. Impactul emoțional, impactul mental, astfel încât rugăciunea nu este neapărat o rețetă de a pune informații, da, fake news, de cele adevărate, nu, ci și să le înțelegi la adevărata lor valoare pentru tine, pentru societatea în care ești. Până la urmă, să rămânem la ideea de echilibru, pentru că în momentul în care reușești să stabilești acest echilibru emoțional, cu luând măsurile pe care le consideri tu cele mai bune pentru a-ți păstra acest echilibru. Exact, foarte mult s-a greșit. N-am nevoie o rețetă de la X și de la Y. Foarte mult s-a greșit și pentru faptul că s-a uniformizat cumva chiar și tratamentul, da? Pentru toată lumea același și chiar o circulau rețeta pentru COVID. Asta. Da. Am încercat și personal am încercat să explic și colegilor și pacienților, nu vrem să uniformizăm tratamentul să-l individualizăm în funcție de fiecare, dar într-adevăr a fost un examen foarte greu pentru întreaga societate omenească, foarte greu. Și încă nu știm cum se va termina și ce va urma, pentru că nu dă semne că s-ar liniști. Dar este bine să învățăm că avem nevoie de echilibru în tot ceea ce vine nou peste noi. M-aș întoarce la acest cabinet pe care l-ați făcut cu mult drag și este un cabinet care se adresează în general omului sărman, pentru că v-ați gândit atunci când l-ați creat să fie de ajutor celor care nu pot, nu-și permit să meargă la un medic. A fost și motivul pentru care ați terminat cu pacienții din Spitalul Universitar de Urgență, ați optat pentru studenți și pentru a învăța carte serios, așa cum ați învățat și dumneavoastră, și v-ați întors aici, ați creat acest cabinet. De fapt, acum este mai mult decât un cabinet, este o policlinică, pot spune, Sfântul Dorotei. Spuneți-mi, vă rog, pacienții care au venit la dumneavoastră în această perioadă, cu ce suferințe au venit? În primul rând, în această perioadă au fost foarte mulți pacienți cu această boală, cu această problemă, fie ei, fie rudele. Dacă la început a fost mai complicat să ne implicăm în această pandemie din cauza faptului că
pacienții nu puteau să circule. Politica mea a fost să reduc cât se poate vizitele inutile la cabinet, în sensul că am redus programările pentru pacienții care nu aveau niște afecțiuni de urgență. Am redus programul și programările pentru cei care aveau reevaluări, mă refer la pacienții despre care știam că nu au niște afecțiuni grave. Ne-am îndreptat mai mult către pacienții cu COVID. Sigur că pe cei cu simptome de alarmă i-am trimis la spital, i-am încurajat să meargă la spital, să se adreseze către centre de investigație avansată, da, cu tomografie. Pe de altă parte, încă de la începutul apariției testelor rapide, m-am îndreptat către achiziționarea cât mai multor acestor teste rapide de diagnostic și, să știți, consider că a fost un lucru foarte bun, o strategie bună, pentru că dacă ne-am fi bazat numai pe testele PCR, am fi scăpat din vedere mulți pacienți care, odată că nu ar fi vrut să fie testați, pe de altă parte se întârziau 3, 2, 3 zile, chiar 4 zile cu punerea diagnosticului și cu ajutorul Dumnezeu și sigur și al apropiaților mănăstirii și al mănăstirii, am reușit să achiziționăm un aparat de testare a anticorpilor de tip IgM și de tip IgG, cu ajutorul căruia am reușit să înțelegem mai bine parcursul epidemiei în zona noastră, adică pacienți care aveau avut simptome de simplă răceală. Am făcut destul de multe și consultații telefonice, pentru că perioada asta a fost mai greu și i-am și încurajat pe pacienți să stea mai mult în casă, să iasă mai puțin, să aibă mai puțin contact cu mulțimea, dar cu multă lume, cu mijloace de transport în comun, cu deplasări la distanță. Pacienții cu alte afecțiuni nu prea voiau să mai meargă la spital sau nu mai voiau să meargă la reevaluări, evitau să se întâlnească cu medici, și atunci a trebuit să ne ocupăm și de pacienți cu simptome, da, cu probleme de, să zic, de urgență sau cu presupus de urgență, chiar dacă nu erau programați să ne ocupăm și de ei. Am văzut că ați creat, sau ne-ați spus că ați creat și un laborator la etaj. Nu există, da, un laborator de investigații, de analize medicale pentru cine face analizele sau ce se întâmplă acolo? Da, deci am deschis de curând și un cabinet de medicină de laborator. Este vorba de aparate de analiză a hemogramei, a biochimiei din sânge și a sumarului de urină și, cum spuneam, un aparat de imunologie în cadrul căruia se pot doza hormoni tiroidieni, anticorpi împotriva SARS-CoV-2 de tip IgM și IgG din punct de vedere cantitativ, pentru că știți că erau și acele, da, teste rapide de evaluare a anticorpilor, dar din punct de vedere calitativ, adică da și nu. Aici acest aparat ne poate spune și câți anticorpi sunt s-au dezvoltat sau au rămas. Cam acestea aparate am, sigur, și de coagulogramă, am achiziționat și de electroforeză. Da, acestea sunt aparatele din cadrul cabinetului de medicină de laborator. Așadar, recoltați probe, sunt, da, avem cabinet de recoltare a probelor. La etaj am amenajat acest cabinet, l-am acreditat. Laboratorul de analize medicale. Sigur că el este folosit, îl folosim în strânsă legătură cu cabinetul de medicină internă de la parter, pentru faptul că... Adică cu acesta. Da, cu acesta. Deci nu este un laborator în care vine cineva, își recoltează și îi dăm buletinul de analiză și a plecat fără să-i se interpreteze analizele, fără să știe despre ce... Nu, garantat, pe tocmai asta este rostul, da, până, da, la urmă, este grozav să aveți aici totul. Da, nu vrem să facem un cabinet care să măsoare la modul mecanic și să pacientul să plece practic așa cum a venit, eventual cu un buletin de analiză unde sunt niște griuri. Ce este cu aceste griuri? Nu știe nici el, trebuie să-și întrebe medicul, da. De aceea am gândit acest laborator în strânsă legătură cu cabinetul de medicină internă, astfel încât pacientul vine, dacă vine cu analize deja făcute, acelea sunt interpretate și dacă este nevoie de analize, fie de rutină, fie pentru diagnosticul afecțiunii, îi se recoltează la începutul consultației și la sfârșitul consultației analizele sunt deja gata. Rapid?
Da, în aparate, sunt aparate care funcționează pe bază de chimie uscată și care dau rezultatul în câteva minute până chiar maxim o oră. Deci câtă vreme facem ecografie aici, deja putem avea rezultatul la sfârșitul consultației și putem integra atât consultația, da, consultul clinic medical, cât și imagistic, pe de parte și pe de altă parte rezultatele analizelor de sânge, de urină, de... Da. Este ideal dacă stăm și ne gândim că ai aici consultația, sigur, ai analizele și după aceea le coroborezi. Sunt multe lucruri pe care trebuie și am putea să le îmbunătățim, dar începem cu pași mărunți, da, în funcție și de puterea noastră financiară, că nu ne permitem, da, un laborator foarte complex, dar eu zic că pentru început am făcut cu ajutorul Dumnezeu, cu sprijinul mănăstirii, niște pași importanți și sperăm în continuare să putem să ne dezvoltăm. Așadar, pacienții pe care îi aveți sunt deja pacienții fideli centrului sau deja aveți mulți pacienți noi, cazuri noi? Avem și pacienții vechi care revin pentru reevaluare sau pentru monitorizare și sunt și foarte mulți pacienții noi pe care vedem prima dată. Cum sunt acceptați? Era o lungă listă de programări, mi-aduc aminte, ultima dată când ne-am întâlnit era așa pe un an și jumătate, dacă nu mai mult. Da, există o listă de așteptare, există o listă de programări și în funcție de programări sunt chemați de către noi la funcție de programul din... Dar cum reușiți să faceți față? Până la urmă plecați de două ori pe săptămână la Spitalul Universitar pentru cursurile cu studenții? Da, marțea și joia, da. Da. Marțea și joia. Aveți... În celelalte zile sunt la cabinet, deci de obicei lunea, miercurea, vinerea și sâmbăta. Ca timp, așa, între anumite ore? De obicei între 8 și 11 jumătate și după 12 jumătate până pe la ora 5, cam așa, în funcție de cum... Astfel că un pacient care ar dori să ajungă la dumneavoastră ar trebui să sune la un număr de telefon. Da, să se programeze și ulterior doamna asistentă care se ocupă de programări va suna din timp pentru stabilirea zilei și orei în care poate și dumnealui și putem și noi să ne întâlnim. Numărul de telefon este afișat pe site-ul... Este și pe pagina de Facebook a mănăstirii. Da, este. Puteți să-l spuneți dumneavoastră? Da. Vă rog. 0766 804 681. Așa, este foarte bine să știe că este acest sistem al programărilor și știam de asemenea că era un moment în care aveați și pediatrie, erau și consultații pentru copii. Se poate suna, sigur, și pentru consultații. Avem o colaborare cu doamna doctor pediatru. Și mai aveți stomatologie? Da, avem și cabinet de stomatologie. În ce privește stomatologia, am dezvoltat un program de consultații de tratament al copiilor orfani din județul Prahova. Mare parte dintre aceștia deja au fost cumva rezolvați și doamna doctor Andrei Roxana se poate acum ocupa mai mult și de alt tip de pacienți, dar în primul rând au prioritate copiii din acest program de tratament pentru copii orfani. De la centre de plasament, în principal. Am înțeles, este lăudabil ceea ce ați făcut. Ar exista și sistemul în care pacientul să ofere contravaloare pentru o consultație? Adică există sistemul de plată? Nu există? În ce privește, deci la Policlinica Mănăstirii nu se percepe niciun fel de taxă. Nu poate veni cineva, cum am mai auzit, poate să plătească ca să intre mai, să fie consultat mai înainte sau nu. Toți pacienții care sună sunt programați și urmează... Nu există urgență medicală plătită pentru... Nu. Urgența medicală merge la spital. Da, încurajăm cei care au o cât de mică suspiciune că au vreo urgență medicală să meargă către centre de urgență. Chiar și în contextul ăsta al pandemiei, da. Ce v-ați propus? Ce ați vrea să dezvoltați în continuare în această zonă de policlinică? Avem proiecte de viitor în ce privește dezvoltarea policlinicii, poate și cu un cabinet de medicină de familie,
dar deocamdată statutul policlinicii nu permite pe de o parte și pe de altă parte nu avem nevoie de mai multe spații, de cabinete, pentru cabinetele la care ne-am gândit. Avem o colaborare și cu doamna doctor ginecolog, dar tot așa avem și un ecograf ginecologic, dar nu putem să ne extindem deocamdată din cauza lipsei de spațiu. La fel poate și pe linie dermatologică, dar cum vă spun, dar avem proiecte de viitor și sperăm ca nu prea în viitor, nu prea îndepărtat, să putem să ne și extindem, să putem să creăm spații noi. Sunt convinsă că Sfântul Dorotei vă va ajuta, sunt convinsă că Dumnezeu și Maica Domnului sunt alături de dumneavoastră, pentru că așa cum într-o perioadă foarte grea aceasta prin care am trecut, ați reușit deja să continuați activitatea în cabinet, să extindeți chiar având deja un laborator de analize, mie mi se pare extraordinar de mult, extraordinar de important pentru un diagnostic, pentru tot ceea ce faceți dumneavoastră, să vină pacientul la consultație, să plece deja cu diagnostic cert, cu analize, este extraordinar. Deci ați făcut foarte, foarte mult. Așa că sunt convinsă că pentru comunitate este un lucru extraordinar. Părinte călugăr medic, aș vrea să vă rog acum în încheiere să transmiteți un mesaj telespectatorilor noștri. Ca mesaj de încheiere că pentru telespectatorii Trinitas TV și în mod special al emisiunii Prețuiește Sănătatea, nu cred că putem încheia o astfel de misiune fără acest îndemn. Prețuiește sănătatea. Da, sigur, în primul rând, sănătatea sufletească și sănătatea persoanei la modul global, da, deci și trup și suflet. Și ca medic consider că trebuie să avem grijă de trupul nostru, dar nu în exces. Pentru că trupul nostru trebuie să îl gândim, așa cum spun Sfinții Părinți, ca pe un instrument folositor, un instrument pe care persoana noastră, da, îl folosește în fapta bună, în toată fapta bună, în dăruirea noastră către ceilalți, în jertfirea noastră către ceilalți, un instrument care devine din instrument obiect în sine, cum spuneam, să avem acest echilibru, această înțelegere tot timpul, de fiecare dată să ne gândim cum mă raportez eu oare la trupul meu ca la un instrument și la fizic și minte, trupul meu pe care să îl folosesc eu într-adevăr ca pe un instrument, îl îngrijesc ca pe un instrument, dar să nu-i dau nici prea multă mâncare, nici prea puțină mâncare, da, nici să fac excese, să-l expun, da, ca pe un, să ruginească, da, el ruginește și dacă nu-l folosești și dacă îl, da, și dacă îl folosești în exces, da, dacă îl pui, da, îl, e, și sigur se strică dacă îl folosește într-un mod necorespunzător. Da, deci așa ar trebui să gândim și de aceea așa putem avea și sufletul sănătos, pentru că sufletul, dacă va considera trupul ca pe un idol, atunci sufletul se va îmbolnăvi. Dar dacă sufletul va folosi trupul ca pe un instrument, cu dreaptă socoteală, atunci și sufletul va fi sănătos și va viețui în conformitate cu poruncile lui Dumnezeu, cu dragostea lui Dumnezeu, da, către noi și către aproapele. Și de altă parte, și trupul, dacă este folosit, cum spuneam, cu dreaptă socoteală, și el va fi sănătos și de aceea Prețuiește Sănătatea ar fi îndemnul de final, cred că de fiecare dată, al acestei emisiuni. Mulțumesc foarte mult, Părinte Protosinghel Pavel. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru dragostea dumneavoastră ca de fiecare dată. Ne face mare bucurie să fim împreună cu dumneavoastră. Sunteți un exemplu de ceea ce trebuie să, cam cum trebuie să fie un medic și contează acest foarte mult pentru noi și ceea ce îmi place foarte mult este și faptul că sunteți un cadru didactic, așa cum de fapt avem nevoie să fie astăzi profesorii noștri, îndrumătorii noștri. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc succes în tot ceea ce faceți în continuare. Vă mulțumesc și eu, doamnește. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, și aș vrea să rămânem cu o idee foarte clară. Ce ne-a îndemnat părintele, călugăr, medic? Ne-a învățat să păstrăm un echilibru în tot ceea ce facem, pentru că acest echilibru ne poate ajuta foarte mult și ne poate ajuta mai ales în sănătatea noastră. Ca de fiecare dată vă îndemn, nu uitați,
prețuiți sănătatea.